O nouă sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice va avea loc la finalul acestei luni, bugetul alocat fiind de 34 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului apelor și pădurilor, Barna Tancios. Condițiile de înscriere au rămas aceleași. Beneficiarii își vor crea conturi fiind vizați cei care nu au participat în prima sesiune. Aceștia trebuie să bifeze aparate electrocasnice care reprezintă interes pentru beneficiari. Programul va fi lansat probabil în ultima săptămână din noiembrie pentru că în cursul lunii decembrie, voucherele să poată fi valorificate la magazinele de specialitate.